Nu cred că se rupe. Oh. Bună ziua, bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. Sunt încă viu, mă simt mult mai bine după o reașezare vertebrală efectuată de fostul meu coleg de facultate, Ovidiu. Mulțumesc, Ovidiu, pe această cale. El are cabinetul în Botoșani. Din Botoșani până în Rădăuț am o secțiune destul de mare a râului Siret, pe care vreau să o explorez. Vreau să explorez câteva locuri noi, voi pescui pe câteva locuri vechi. Pe porțiunea aceasta e limpede, dar am în amonte câteva locuri după balastiere, poate găsesc și acolo apa limpede, ar fi fain să găsesc acolo apa limpede, sunt niște locuri extraordinare, dar hai să vedem. Astăzi sunt în căutarea cleanului, e canicula astăzi, senin, așa că bănesc că tot cleanul va sta pe vaduri la apă oxigenată. Vizionare plăcută! De clean printre buruienile acestea. Dar e foarte greu de pescuit. Uite acolo ce atacă. Hai. Uite, l-am luat. Am văzut că ataca în mal. Așa, ce ataca în mal, ataca un pui de avat. Am văzut deodată în stânga, acolo că ataca ceva. Pui de avat. La o albinuță. Albinuța aceasta e bună pentru că merge pe la suprafață și trece de unele, de unele buruieni. Ce fain l-am văzut cum a luat-o. Pe apa asta limpede. Cel mai frumos pescuit e acesta cu voblere de suprafață la clean. Ce faină e acolo, cum dau pe lângă burienile acelea, e un mic culoar acolo, cum e canalul, apa puțin mai adâncă. Am lansat acolo, am tras imediat, văd cum vine un clean după ea, la cât de limpede apă. Nu e un aeroport lângă mine, tocmai decola un tractor. Atât de tare l-am balat, credeam că decolează avionul. Am ajuns în siguranță la mașină. Dar uitați acolo ce vine. Am primit și raw alert pe telefon. Furtună cu descărcări electrice, ploaie torențială. Dar până mă mut eu în următoare locație, poate trece. Vedem. Sper să nu termin partida aici. Bate vântul atât de puternic încât mișcă mașina și toarnă cu găleata. Dacă mă prindea furtuna aceasta în câmp deschis, era periculos tare. Oare mai prind pește după furtuna asta? Mai am câteva ori la dispoziție. Sunt curios.
ploaia a trecut, a durat în jur de 45 de minute, a venit foarte violent cu vânt puternic, erau și crengi rupte la copaci, erau în mijlocul drumului când am venit aici. Am urcat mai în amonte, văd că arată bine apa aici, sunt câteva balastiere în amonte, dar văd că apa e limpede, pot să pescuiesc și pe zona aceasta, înseamnă că. Udă iarba asta la cuburet. Oh, am ucis meleșoldul, dar mai este. Aici nu e la fel de multă boreană pentru că balastierele acestea țin apa tulbure aproape în permanență și cred că nu se dezvoltă la fel de mult. Ce vibănaș! Acum l-am luat, Kenartul ăsta astăzi chiar. Trebuie ban fain. Stai clean. Ce zonă sălbatică e aici. Dacă vă arăt câteva locuri în amonte, nu vă vine să credeți. Zici că e un peisaj pe lună, cu toată lunga rasă, cu pescăvări majore în apă. Aici, unde e lăsat siretul în pace, ce frumos e. Ce-a dat, mă!
Hop. Ce-a dat în loc chichionul ăsta? Schimba voberul, am prins 3 pești așa, la foc automat. Pierdut minciocul. Nu găseam. Fainuț ăsta. Prinzător lochigeonul ăsta. E prima oară când prind pește la el. Și l-am mai încercat. Oh, ce biban fain. E sărit imediat wobbler, dacă nu-l luam cu minciocul, nu-l scoteam. Sper. Închei partida de pescuit. Din păcate acum pe seară peștele nu a mai răspuns. Am prins doar un bibănaș mic aici lângă mal. Îmi puneam mari speranțe în structurile de pe malul opus. Acolo lansam. Am schimbat woblere, rotative. Nu am mai vrut peștele pe seară. Am prins destul de mulți după furtuna aceea. Am prins clean, biban, nu capturi capitale, dar pești frumoși. Vă mulțumesc pentru vizionare. La revedere!